Luna Pădurii a scos sâmbătă pe elevii de la Colegiul Petru Rareș la plantat puieți. Este vorba despre 50 de copii din clasele a 5-a însoțiți de directorul colegiului Daniela Dungeanu și de câțiva dintre profesorilor. Sub coordonarea silvicultorilor de la Direcția Silvică, micuții au învățat ce înseamnă să ocrotești și să iubești natura, plantând câteva mii de puieți de fag, gorun sau paltin. Ia puietul să-mi moaie în găleată cu o mocilă făcută din pământ și cu apă. Se pune frumos așa în groapă. Stasează bine pământul. Mai dă un pic, da. Stasează. Dacă e plantat bine, așa se probează dacă e plantat bine. Leșă și-l tragi, tragi de el. Nu iese din el e plantat bine. Într-o campanie asemănătoare s-au implicat și studenții de la specializarea comunicare și relații publice de la Facultatea de Litera Universității Ștefan cel Mare. Tot sâmbătă, sub sloganul Alătură-te nouă pentru o natură nouă, cerepiștii au plantat 11 mesteceni lângă corpul A al universității. Alături a fost așezat un obelisc de lemn cu mesaj eco. În paralel, la Julius Mall a fost amenajat un panou pentru ca oamenii să scrie mesaje ecologiste, iar timp de o oră, între 20 și 30 de minute și 21 și 30 de minute, luminile din câteva locații importante din oraș, cum ar fi Universitatea, Direcția Silvică și Mall-ul, s-au stins pentru a marca ora pământului.